Bună Pești și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 28 martie, 3 aprilie. Dragii mei Pești, este o citire generală în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Dacă citirea ți se potrivește și dorești o citire mai amănunțită, cu mai multe detalii, te aștept cu mare, mare drag în comunitatea acestui canal să te alături. Și acolo ai acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile, pentru anul 2022, pentru această primăvară astronomică, pentru luna aprilie și pentru toate citirile, pentru toate zodiile care apar în fiecare săptămână. Menționez de asemenea că citirea este valabilă și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Hai să vedem, dragii mei peștișori! E o săptămână interesantă, avem o lună nouă în berbec și na, eu nu o văd cu ochi foarte buni, dar o să vă spun și vouă unde anume vă impactează. Și aveți așa 9 de spade. Ce gândiți voi? Faetonul. Ce simțiți voi? Justiția. La baza manifestărilor voastre, 7 de cupe. În exterior aveți regina de cupe. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, 8-ul de cupe. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, moartea. Nu vă speriați că nu e vorba de nimic negativ aici, iar energia generală, lumea. Bun, în primul rând, dragilor, aveți 4 arcane majore, una la baza pachetului, 2 pe partea voastră, deci sunteți foarte determinați să faceți ordine, liniște și disciplină. Și în exterior aveți o arcană majoră care vine cu un final, dar e un final natural. Cred că unii pești vreți să finalizați ceva, să lămuriți ceva ce poate ține, wow, de niște instituții, de o haină de stat, nu știu, parcă e un consiliu de familie, ceva, o adunare mare, dar importantă, care pur și simplu poate lua o decizie pentru voi sau pentru o persoană extrem de apropiată vouă. Poate încheiați un proiect, încheiați ceva important, nu neapărat ceva negativ. Unii pești văd că aveți ocazia să avansați la locul de muncă sau poate ați avansat deja și acest aspect vă determină destul de mult să acționați. Posibil chiar să apară schimbări, știu eu, chiar și pe zona familiei pentru unii pești. Discutam despre acea lună nouă în semnul berbecului care pentru voi se petrece pe o casă a banilor. Principala voastră sursă de venit și, dragilor, nu e o lună nouă așa cu niște aspecte extrem de pozitive, în sensul că pentru voi e posibil să existe anumite discuții, da, care țin de bani, de familia voastră, de casa voastră, locul de muncă iarăși este vizat, dar și relația voastră pe care o aveți cu partenerul de viață, relația pe care o aveți cu ceilalți, în general vorbind. Lucrurile încep să capete o cu totul și cu totul altă întorsătură, mai ales pentru faptul că de nicăieri apare o schimbare, apare o noutate, are loc o discuție așa mai aprinsă sau o discuție mai diferită, care e adevărat, vă poate ajuta să clarificați anumite elemente. Bun. Văd totuși o presiune psihică, un stres între voi și ceilalți care are legătură cu acest final, cu acest apogeu în care unii pești ajung. Deci nu e neapărat un final negativ, e vorba de un apogeu în care unii pești ajungeți. Poate chiar, nu știu, conștientizați adevărata voastră valoare, în sfârșit vă dați seama de rolul vostru, în sfârșit aveți o încredere în voi fantastică. Pentru alții poate fi cineva care vine și vă și trezește puțin la realitate. Un drum pe care îl faceți în această săptămână și care este foarte important, dar discutăm și despre un final care ține de zona locului de muncă, de o persoană mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic, care are un rol important și care vă provoacă și vă face să vă împărțiți într-un mod echitabil între două persoane, două relații, două locuri de muncă, două situații. Vă văd foarte determinați pentru a acționa. În acest tarot îl avem pe zeul Marte,
care este zeul războiului. Deci apare o provocare pentru voi. Marte în momentul de față este în Vărsător, deci o provocare care apare dintr-o zonă ascunsă, de nicăieri. Poate chiar unii pești încep să aibă o încredere mai mare în forțele proprii, dar dintr-o parte de unde nici măcar nu v-ați fi așteptat. Bun, hai să vedem mai departe. Vă doriți foarte mult să clarificați o situație care ține de acte, hârtii, documente. Vă văd foarte înțelepți și poate fi o săptămână în care cineva ia o decizie sau voi luați o decizie în privința unei persoane extrem de apropiate vouă. Cineva renunță la o idee, la un loc de muncă, cineva din familie sau persoana iubită trece printr-o transformare care este foarte benefică vouă, care vă ajută extraordinar de mult. Unii e ca și cum vreți să clarificați odată pentru totdeauna o situație incertă, mai ales care ține de o relație pe care o aveți voi cu cineva. Poate fi o relație mai profesională sau o relație, știu eu, cu partenerul, cu partenera de viață, din care mai lipsesc așa, știu eu, scânteile, mai lipsește iubirea, deci ceva acolo se întâmplă. Aceste aspecte care sunt pe cer nu sunt neapărat negative, în sensul că ne ajută să ne exteriorizăm emoțiile și dacă am reușit să o facem și într-un sens pozitiv, să sublimăm acest aspect, tare bine ar fi. Pentru toată lumea vorbesc. Bun, de asemenea văd că vă faceți foarte multe planuri în această săptămână sau aveți multe planuri. Sunteți foarte determinați să ajungeți undeva într-un punct înalt, să finalizați, să clarificați o situație, așa cum v-am spus, care iarăși poate ține de un copil. Casa a cincea reprezintă casa copiilor, luna guvernează casa voastră a cincea, deci copii, proiecte, persoana iubită, deci vă faceți voi aici tot felul de planuri. Parcă deja simțiți că aveți tot ce vă trebuie, luați atitudine și începeți să discutați. Bineînțeles, Mercur acolo în berbec, să știți că e cam agresiv pe de-o parte, pe de altă parte n-are răbdare, deci posibil să fie tot felul de discuții aprinse pe care ori le inițiați voi, ori le inițiază ceilalți, dar ideea este că reușiți să clarificați ceva. Poate e bine, dragii mei peștișori, să vă ascultați intuiția și să încercați cu adevărat să vedeți toate metodele prin care puteți să rezolvați, însă poate e bine să și conștientizați faptul că nu toate sunt reale, nu toate sunt palpabile, cel puțin planurile pe care vi le faceți voi. Bun, mai avem aici în exterior o regină de cupe care vine cu foarte multă sensibilitate. Puteți să fiți voi, dacă sunteți femei, dar și dacă sunteți bărbați, că regina de cupe este, este un personaj foarte sensibil. Cineva posibil să renunțe la ceva ce era foarte tentant pentru el sau pentru ea. Nu e neapărat de dragoste. Atenție la acest aspect. Să sacrifice ceva. Și voi aveți un rol foarte important din acest punct de vedere pentru a susține această persoană. O schimbare mare care apare pe zona medicală, zona vindecării, tot ce ține de creativitate, de iubire, de emoții. Iarăși. Și pe zona persoanelor apropiate vouă, aici văd că cineva face un sacrificiu, cineva lasă ceva în urmă, ceva în care a investit foarte mult. Este un moment mai dureros așa pentru cineva anume, pentru că până acum tot a încercat, a construit, dar nu a avut nicio șansă și acum în sfârșit renunță. Însă în cele mai multe cazuri, voi sunteți cei care inițiați așa ceva. Poate fi o persoană din casă care trece printr-o transformare, care își ia gândul de la ceva anume, da? Și mai aveți aici arcana majoră care vorbește despre un final, un final natural. Un final care vine pe zona locului de muncă, un final care vine referitor la o persoană care este mai depărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Este un final eliberator care vă și provoacă, un final care vă place pe de-o parte. Hai să vedem în continuare, dragii mei pești, despre ce este vorba. O să vedem și sfaturi din partea cărților Oracle.
Mesajul este să străluciți. Da, e o săptămână în care peștii strălucesc de-a dreptul. Foarte interesant. Și, de asemenea, mai aveți mesajul să găsiți un echilibru. În privința asta, voi veți avea cel mai important rol pentru a găsi echilibru în voi și în relațiile voastre. Deci totul va pleca de la voi, mai ales în această săptămână. Sfatul pentru voi este să vă mențineți inima deschisă și iarăși a ieșit semnul balanței, deci semnul echilibrului, semnul dreptății, semnul justiției. Deci, dragilor, sunteți judecători în această săptămână. Voi decideți. Mesajul din exterior este iertare și interesant că a ieșit o lună plină în pești. Ori trebuie să ajutați pe cineva să ierte, ori voi sunteți cei care trebuie să iertați. Parcă voi dați exemplu celorlalți. Hai, uite, iartă, treci peste asta, că o să fie mai bine. Foarte mult mov, foarte mult mov, deci foarte multă intuiție, dragilor, foarte multă. Să vedem și un card din partea arhanghelilor pentru voi. Ingeniozitatea divină. Deci, dragii mei peștișori, aveți o minte sclipitoare, genială în această săptămână. Numărul 1, 3, 4, 13 sunt numere importante pentru voi în această săptămână și poate da cei mai mulți treceți printr-o transformare profundă. Mai aveți aici culoarea roșu, deci pot fi discuții care țin de planul fizic, planul carnal, care țin de foc, de entuziasm, de curaj, de acțiuni din acestea mai adolescentine, mai joviale, ca să spun așa. Arhanghelul Uriel este cel care vă oferă o înțelepciune practică, o înțelepciune atunci când vine vorba de a acționa. Vă oferă inventivitate, dar și capacitatea să găsiți soluții geniale pentru o rezolvare cât mai benefică, cât mai optimă, chiar și în cele mai dificile situații. Foarte frumos, dragii mei pești. În continuare, eu voi da extensii cu acest tarot pentru fiecare carte de aici. Vreau să vedem ce vă provoacă, ce-i cu dreptatea, ce-s cu planurile, ce se încheie, cine renunță și la ce renunță. Iar dacă sunteți interesați de mai multe detalii, vă invit cu mare, mare drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale pentru anul 2022, pentru această primăvară, pentru luna aprilie, dar și pentru toate citirile care vor apărea în fiecare săptămână. Dar, repet, pentru toate semnele zodiacale. Eu vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o săptămână frumoasă și să ne revedem cu bine și la alte citiri.